società dichiarazione a come stare di crisi in scienza svezzi in causa migrazione si invece che si stanno di migrati a colazzi a cosa stupe non è così in greci in aria se non si ora così si le nuvoloni un cielo governo in gara precisat che peste due sotte di nuovi migranti legali causa si prima gli anni che stanno i decano sotto sciapese ci vuole di nuovo presentati c'è rendati la autorizzazione in gara a un voi in parte a polizia serve di garanzi che migranti legali va fezzi in tutte parte e con tre detrici a frontiere in Ungaria informazioni valutare a comun banca nazionale a Moldova e a stabilire pentru luni 21 un posto che ci de 20 de lei și 4 bani pentru un dolar american ci de 22 de lei și 8 de 9 de bani pentru un euro în teua le românesc rapid a fi comparat cu 5 lei și 18 de bani iar și de ucraineni cu 91 de bani. Acum un dat de prestare primii vremea se va menține deosebit de caldă pentru această dată în regiunile vestice, nordice și centrale. Sinopticienii ne informează că cerul va fi mai mult silind, vântul va sufla moderat din direcția sud-est și termometrele vor indica 31 de grade. Peste tot, meteorologii au emis o avertizare cu galben de caniculă pentru județele Caraș, Severin, Timiș, Hunedoara, Alba, Arad, Bihor și Satu Mare, unde va fi temperaturi de până la 37 de grade, ci riscontrat termic accentuat. Sâmbătă, caniculă va persista, izolat în regiunile intracarpatice, în Banat și Crișoana, începând de sâmbătă 19 septembrie. Vremea se va răceli astfel încât de săptămâna viitoare se vor înregistra temperaturi maxime de până la 33 de grade, apropiate de cele normale pentru ultima decadă acestei luni și minime de până la 10 grade. Probabilitatea pentru adverse în general slabe cantitativ va fi mai mare după data de 19 septembrie, când acestea pot apărea zilnic. Domnilor și domnilor, acestea au fost informațiile în dreptul titlul de emisie. Alina Nicolai vă mulțumește pentru atenție, rămâneți și în continuare pe frecvențele Național FM. Zahărul românesc în Basarabia, în perioada 17-27 septembrie, la Teatrul Național Mihai Eminescu va avea loc reuniunea teatrelor naționale. Sunt invitate teatre din București, Iași, Sibiu și Craiova. Se vor reuni la Chișinău într-un eveniment cu adevărat memorabil. 19 spectacole extraordinare, semnate de Silviu Păcărete, Ion Caramitru, Claudiu Roga, Mircea Cornișteanu, Cristian Hagiculea. Biletele sunt deja în vânzare la Casa Teatrului Național și pe Elimina.com.